Pa, frumoasa mea, să fii cu minte, ne vedem luni. Astăzi este vineri când filmez eu asta. Să nu stai prea mult timp nepornită. Te sărut. Cori, filmează! Ciocănim spre Ciocănești, sau mai bine zis, ciocănim spre București. Nici nu am plecat bine, suntem la lectoratul pentru că se cacă pe el și ne-am întors să se cace. Asta este. Este primul vlog din această serie de 3 daily vloguri, să zic așa. Așa că dați foarte multe like-uri pentru că o să fie un daily vlog. Acum mergem direct la Comic-Con. Nu direct la Comic-Con, mergem la București, mai stăm puțin, după care mergem la hotel, ne lăsăm bagajele și pe aceea la Comic-Con și o să avem 3 zile de Comic-Con. Deci nu se poate așa ceva. Ăsta stă deja de câteva minute. Eu stau așa în mașină. L-ai uitat aici volan ce are fraierul. L-a făcut Ioance special pentru el, personalizat. Bă, cât de mișto e să-mi bat piciorul. Deci o să vreau și eu unul la BMW-ul meu. Vreau să dați foarte multe like-uri dacă vreți să am și eu un astfel de volan. Bine, nu de Audi, de BMW, că e mai șmecher BMW-ul, dar așa șmecher. Modificat custom, cu cusături de M, turtit, tăiat, umflat. Ma, melodia copilăriei mele. Ce le dă fratele Nino? De emoții după 3 luni de cer. Niște soare porți și morți. Și nu am ieșit la lumină. Și m-am făcut mare fără să bag creatină. Dacă lumea e cretină și prefer artificial, eu sunt ăla care crede că e bun și natural. În față l-avem pe Liviu cu Ișinciu. Liviu, dă-ne avarii dacă ne auzi. Nu ne aude Liviu. A, uite, dă du din sopuri. Hâs, Johnule, ciocănim spre București. Ia uite cum stau cu ochelarii, ca șmecherii. S-a mai zis să nu-ți dai de gol poziția. Da, să venim. Oh, Liviule, frădesc că am brus, Liviule, și ai mașina de repuzut. Ce, băi, Liviule, măi. Stai, iete gagica cu Logan, MCV sau ce asta. Hai, fe. Uite și tu la aia, 1.5 DCI. Diesel, oh. Molul în care am stat eu 5 ore blocat cu școala. Am fost într-o excursie și s-a stricat autocarul. Știu molul ăsta ca pe tatăl nostru. Ciocănim spre București. Ne-am oprit și noi să mâncăm un sandwich de ăsta luat din benzinărie. E foarte bun, cu piept de pui, grasul aici, și cu Azorel, care o să-i dăm și lui o bucățică asta așa, să-i rup și lui, că se uită și lui Azorel. Bă, da, Dobitoc, sunt. Bă, grasul, bă, să mor tu, mă. Scuze-mă, Azorele. Bă, ești. Mai dai și lui, dai și lui. Sunt Dobitoc. I-am aruncat fix în gaura aia de acolo. Ce prost cu dormi. Magnifica. Grasul acolo vorbește. Hâț, hâț, Bucureștiule, suntem fix în tine acum. Am intrat în București, cum s-ar spune. Salut, salut. Ne recunoaște lumea și prin București. De ce treceți pe roșu? De ce? Uitați-vă la aici ce fac. Acum se fac cu verde. Acum trebuie să treceți. Mijloc de transport în București. Deci cine e harnic și muncește are tot ce vrea, cine nu are practic tot așa. Da, voi ăștia, voi unde vă mai urcați mâncavaș, care e plin? Voi trebuie să așteptați pe următorul. Mamă, ce e aici de lume, bă, dar mergeți voi ăștia în București cu tramvaiul. Nu vă încurcați, eu am mai mers cu tramvaiul în Craiova, cred că de peste 10 ani. Și nici nu vreau. De ce vrei tu să ți-o încerci cu noi? Grasul, nu trebuia să-l lași. De ce lași? Așa, mă, caravare, dai și un suc după. Oh, Ford RS, mișto. Și am apace aici, Grasule, dar ușor, că dăm cu burta. Ușor, 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 finează-mă mai mult. Wow, ce damp. Wow, leu. Măi, nu se poate. Stai așa, să-mi dau ochelarii joc din ochi. Aaa, m-am venit toată aici singur, Grasule. Să mor tu. Și m-am dat jos. Singur tu? Singur. Aaa, pa, cred că au vrut să stai de tine și cu curul. I beg your pardon? Mersi, te pup. Mi-e gheruit-o, hai că trebuie să luăm haine. Că oamenii ăștia au haine bune aici la oraș. Fraților, acum mergem să mâncăm ceva pentru că ne este foarte foame. Mergem să băgăm. Grasule, ce preferi să mâncăm acum? Mă, nu are să mâncăm haine. Da, că noi am venit și noi la oraș, că sunt haine mai ca lumea. No, vreau să-mi iau un tricou, că am uitat să-mi iau un tricou preferat de al meu și o să-mi cumpăr altul la fel negru, cum port eu mereu tricouri negre. Bă, voi probabil credeți că eu am mereu același tricou, dar eu le mai schimb, dar sunt negre toate, că mie îmi place că sunt gras și mă face slab. Ieșiram fix în mâncare, Grasule. Da, hai să ne luăm ceva de beut, ia uitați-vă. Deci afiul este ăsta al meu preferat. Da, mă, da. Hai să luăm ceva de beut. Cât ce place aici să probezi tricouri, pentru că ai oglinzi peste tot și te vezi peste tot. E super mișto. Ia uitați din nou, tricourile negre is back. Cum îmi plac mie. Cu puțină burtică, că așa este modelul și merge. Ne-am făcut și noi câteva cumpărături și acum mergem să mâncăm ceva. Mi-am luat și aici un Big Tasty cu Cola Zero și lecturat un meniu cu
sandwich de porc. Să ai poftă, grasule. Mi-am luat o de asta de la Starbucks cu gheață și grasul la fel. Bă, dar de ce nu-mi scrie numele pe lățe? Ți-e scrisă? Nu. Păi de ce nu te întrebă? Kiss my ass. Nu vă supărați pe mine, dar uitați, din acest motiv nu m-aș muta eu în București. Mișcați-vă, băi! Ce faceți? Că stăm de ori aici și nu se mișcă nimic. Ceartă-i, domn polițist, că se bagă de aici, din banda asta, se bagă să ne taină în fața asta. Bă, nu lăsa. Stai pula mea de aici. Stai la coadă. Stai pula mea, noi toți stăm la coadă. Milogule, taci. Johnule, am ajuns și noi la hotel, acum grasul își bagă perifericele, bălea profesionale în plasă pentru că avem nevoie la laptop și mergem să ne cazăm pentru că, bă, da, e frumoasă locația asta, e plină de verdeață. Am văzut și o baltă, cred că mergem și dăm cu o prăjină la... La pește. Ce? Trebuie să ne lase. Apasă, te rog frumos, pe... Nu mă apără, astule, nici n-am mâini să filmez. Ce m-a speriat. Hâți, Johnule! Suntem aici în oglindă cu voi, ne vedeți pe toți. Bă, ce mânuță mică pare că am aici. Asta nu, care vă place mult. Îți place? Ăsta negru cu ăla gri e perfect. Eu... Dar era mai mișto aia de la Riders. Nu îmi plăceam. Hâți, Johnule! Bă, dar ce cameră aveam? 14? Bă, 214, mă. O diferență. Ia să vedem camera de hotel, sunt tare cu jos. Bă, dai de la totul aici. A, că nu se filmează. Oh, ultima ca de pe colț. E bine că sunt claustrofob. Aia de dură și cu spray. Bă, grasule, dă-o mă încolo, lasă-o puțin. Bă, grasule. Bă, 214, sigur? Aha. Da, gata. Lasă-mă să intru, te rog frumos. Bă, bă. Nu e cine știe ce. Normal că patru ăsta. Normal, uite, avem vedere la construcție. Vedere la construcție, aici două paturi. Mai bine că nu e apropiată, că nu stau cu grasul în pat, că nu-mi place. Că stau. Cadă. Are cadă? Da. Zici că stă acasă la mine. Păi vreau și eu jacuzzi, la finețe, la pretenții. Aici suntem noi. Da, cam asta e camera, nici nu știu ce să vă arăt mai mult. Adică, v-am zis, vedere la construcție, aici se construiește ceva. E cam atât. Ce-mi place când mă văd așa puțin umflat. Am ajuns și noi la Romexpo, acum mergem să vedem cum facem să intrăm pe aici. Ce de lume pe aici? E plin de lume aici și încă e vineri. Acolo este street food-ul, fix între mie. Prea multă lume. Ce față nasoală are ăsta? Uite de la el ce față nasoală are. Am ajuns aici la băieții de la Asus și am primit brățările ăștia mișto. Cine ți-a dat brățările ăștia frumoase? Lumea! Acum mergem să căutăm lounge-ul. Nu știu unde e, dar îl găsim noi. Mamă, și o gălăgie aici. Sper că m-auzi. Ce față nasoală ai! Ce ai făcut față? Salut! Salut! Ce faci? Tu bine, noi? Băieții bagă FIFA, acolo se joacă Fortnite. Aici laptopuri, acolo sunt cu telefoanele și cu gagicile. Eu acolo mă duc. Grasul face poze cu băieții! Nici nu pot să fumez o țigare pentru că grasul face poze. Hai să facem o poză. Gata. Acum o să mă bag cu grasul, fraților, la un 1v1, după care 2v2 cu Fanny. Băieții de aici tocmai așteaptă tombola, marea tombolă, unde se câștige premii și mare premiu un joc World of Warcraft sau ceva de genul, ceva șmecher. Acum se dă drumul la tombolă. Acum urmează meciul de 2v2. Eu cu grasul împotriva lor. Suntem gata? Aici avem tronul din Game of Thrones. Eu unul, să fiu sincer, mă uit și sunt fan și băi, e mișto să-mi bag piciorul. Dar, fraților, acum antrenajul e prima zi. Bă, a fost destul de lejer, adică, na, am făcut poze cu ceva lume. Chiar a fost mișto. Acum o să mergem la hotel, după care o să vedem să mergem undeva să mai mâncăm câte ceva. Și acum o să ajung să editez acest vlog pentru că vreau să vă fac pe cele 3 zile, pe fiecare zi vreau să fac câte ceva. Frumoasa Beca este aici cu noi. Doamna Beca, pentru că a venit o doamnă. Ia stai aici cu țigara în gură. Bă, dar duhnește la ceva mașina asta și nu știu la ce. Nu mai simt. Nu mai simți? Hai, dar ce duhnește. Lăsăm geamurile jos. Și mergem direct vamos la hotel să ne facem noi un duș. Vamos ala. După care să mergem să mâncăm și noi ceva, că suntem morți de foame. Nu mai am explorat, nu mai expus suntem. Ce grasule, cât mai facem? Da, grasule. 16 minute decât cu GPS-ul. Da. Păi prin față se poate și oare. Nu, trebuie să plătești. Stai, mă. Plătirea, mă, nebunule. Păi da, păi și trebuie să... Nici noi. Înainte să închei acest vlog, vreau să vă spun o fază foarte, foarte amuzantă. Acum, înainte să plecăm de la Romexpo spre hotel, grasul al meu ce a făcut?
s-a dus să plătească parcarea. Acum eu filmam vlogul și mi-a zis să-i țin camera și mi-a zis, bă, nu pot să o țin că vreau să fac vlogul, mă rog. Acum el s-a dus să plătească parcarea și a lăsat camera pe acel tonomat care preia banii. Acum noi am plecat, bine, mersi, am ajuns la hotel, unde-i camera? Când ne uităm, Grasul a uitat acolo camera. Deci vă dați seama ce traumă am avut, pentru că Grasul a uitat acolo camera, după care dă-i forță la mașină să ajunge înapoi acolo să iei camera. Prin miracol n-a luat-o nimeni, un loc foarte, foarte circulat, nu știu cum de n-a luat-o nimeni și am găsit camera, dar am crezut că murim de inimă. Deci vă dați seama, 20 ceva de milioane așa dus. Fraților, nu uitați să apăsați și pe butonul de like la acest vlog dacă vreți să mai vedeți vloguri. O să postez daily de aici, în fiecare zi, să vedeți ce facem. Acum eu mă apuc să editez acest vlog pe această minunăție și noi sigur ne vedem data viitoare.